Și în noul sistem, Liga 1 va avea tot 14 echipe. Primele 6 clasate la finalul sezonului regulat vor evolua în play-off, în timp ce restul vor evolua în play-out, numai că vor fi împărțite în două grupe. În altă ordine de idei, Liga Profesionistă de Fotbal vrea să ofere și echipelor din play-out șansa de a se bate pentru un loc de Europa League. Formațiile clasate pe primele două locuri în cele două grupe la final de play-out vor juca între ele meciuri de baraj. Locul întâi în prima grupă va întâlni locul al doilea din grupa a doua, iar prima clasată din grupa a doua va juca cu locul 2 din prima grupă. Câștigătoarele vor juca o finală, iar cine va triumfa va juca un nou meci de baraj cu ultima echipă din play-off aflată pe un loc de Europa League.